Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul zilei, conducătorul secret ocult al planetei noastre, baronul Benjamin de Rothschild, a fost Pindar. Familia Rothschild, sau Casa de Rothschild, este o dinastie europeană de origine iudaico-germană, care a întemeiat case bancare și financiare europene începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea. Spre deosebire de majoritatea factorilor precedenți, Rothschild a reușit să-și moștenească bogăția și să-și înființeze o familie bancară internațională prin cei 5 fii ai săi, care s-au stabilit în Londra, Paris, Frankfurt, Viena și Napoli. Familia a fost ridicată la rangul de nobil în Sfântul Imperiu Roman și în Regatul Unit. 5 linii din ramura austriacă a familiei au făcut parte din nobilimea austriacă, fiind numiți baroni ereditari a Imperiului Habsburgic de către împăratul Francisc al II-lea în 1816. O altă linie din ramura britanică a familiei a fost ridicată la nivelul nobilimii britanice la cererea reginei Victoria. În timpul secolului al XIX-lea, familia Rothschild posedă cea mai mare avere privată din lume, precum și în istoria lumii moderne. Proprietatea familiei a fost împărțită între diversi descendenți, iar azi interesele lor acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv servicii financiare, imobile, minerit, energie, agricultură mixtă, vinificație și organizații non-profit. Azi, afacerile familiei Rothschild sunt la o scară mai mică decât cele din timpul secolului al XIX-lea, deși cuprind o gamă diversă de domenii, printre care gestionarea privată a activelor, consultanța financiară, agricultura mixtă, vinicultură și acțiuni de caritate. Primul membru al familiei despre care se cunoaște că a folosit numele Rothschild a fost Isaac Elkanan Rothschild, care s-a născut în 1577. Numele înseamnă scut roșu în germana veche. Ascensiunea familiei pe plan internațional a început în 1744, odată cu nașterea lui Mayer Amschel Rothschild în Frankfurt am Main, în Germania. El era fiul lui Amschel Moses Rothschild, născut circa anul 1710, un schimbător de valută care făcea afaceri cu prințul de Hesse. Născut în ghetoul numit Judengasse, sau Aleea Evreiască din Frankfurt, Mayer a întemeiat o casă de finanțe și și-a extins imperiul prin instalarea tuturor celor 5 fii ai săi în cele mai importante 5 centre europene financiare pentru a conduce afacerea. Stema familiei Rothschild conține un punct care strânge 5 săgeți, simbolizând cele 5 dinastii stabilite de cei 5 fii ai lui Mayer Rothschild, ca o referință la psalmul 127. Ca săgețile în mâinile unui războinic. Motoul familiei apare sub scut în latină, Concordia Integritas Industria, armonie, integritate, industrie. Familia Rothschild a fost frecvent obiectul teoriilor de conspirație, multe dintre ele având origini antisemitice. Benjamin de Rothschild, cel care supraveghea Imperiul Bancar început de tatăl său în 1953, a murit la vârsta de 57 de ani, în urma unui infarct, potrivit The Independent. Grupul Edmond de Rothschild, al cărui președinte era Benjamin, a anunțat că acesta a murit în după-amiaza zilei de vineri în locuința sa din Preni, Elveția. Din 1997, Benjamin de Rothschild a condus grupul bancar denumit după tatăl său. Activele grupului Edmond de Rothschild sunt evaluate la 173 de miliarde de franci elvețieni, aproximativ 194 de miliarde de dolari. Pe lângă băncile pe care le deține, Edmond de Rothschild a creat mai multe fundații de caritate, deține hoteluri și restaurante. Forbes a estimat averea lui Benjamin de Rothschild la 1,5 miliarde de dolari. El e descendentul familiei Rothschild, care are o istorie activă de aproape 300 de ani în industria bancară din Europa. Într-un comunicat de presă care a anunțat decesul moștenitorului, grupul pe care l-a condus a transmis că el era pasionat de finanțe, automobile și vinuri. Benjamin de Rothschild a fost Pindar, conducătorul secret ocult al planetei noastre, care se raporta direct la extratereștri din afara acestei lumi. Vom vedea în viitorul apropiat, oricum planeta se află în prin proces de eliberare de sub aceste forțe satanice. Se pare că toți jucătorii importanți, gen Clinton, Bush Jr., Soros, Biden, Obama, etc., au fost deja executați și în locul lor sunt clone. A fost eliminat conducătorul secret al Pământului prin eliminarea Global Deep State de către alianța condusă de Statele Unite. Pe 15 ianuarie a fost anunțat de mai multe site-uri de știri că baronul Benjamin de Rothschild a murit în mod neașteptat,
de un atac de cord la vârsta de 57 de ani, în timp ce se afla în casa sa din Elveția. Potrivit autorului de bestselleruri, David Wilcock, Rothschild a fost Pindar, conducătorul secret ocult al planetei noastre, care se raporta direct la maestrii extratereștri din afara acestei lumi. Acest adevăr ne-a fost expus și de Rizona Wilder, fostă mare preoteasă Illuminati, în interviul ei cu David Icke. Ceea ce face afirmația lui Wilcock deosebit de interesantă este că spune că doar cu o zi mai devreme, secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a transmis un mesaj codificat prin contul său de Twitter care autoriza etapa finală a unei operațiuni militare sub acoperire pentru a dobori statul profund global. Afirmațiile lui Wilcock ridică întrebări interesante cu privire la moartea lui Rothschild, la posibilul său rol ca Pindar al Pământului și la o eliminare sub acoperire condusă de Statele Unite. Moartea lui Rothschild a fost anunțată pentru prima dată pe site-ul companiei Edmond de Rothschild, iar detaliile au fost furnizate de știrile Bloomberg despre el. De Rothschild a fost șeful grupului creat de tatăl său din 1997 și a lucrat pentru a simplifica structura acestuia după radiere. La sfârșitul anului 2019, grupul avea active de 173 de miliarde de franci, 194 de miliarde de dolari, cu activități în 15 țări, potrivit site-ului său web. În prezentarea sa online de ieri, Wilcock a discutat despre arestările care au loc în întreaga lume a persoanelor implicate într-o tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui Statelor Unite. Apoi a legat această operațiune de eliminare de moartea misterioasă a lui de Rothschild, care a fost Pindar sau liderul încercării de lovitură de stat orchestrată la nivel mondial. Pindar, ezoteric s-ar traduce ca falusul dragonului, este de fapt numele liderului acestui grup despre care vorbim de atâta timp. Este un nume care se referă la dragon și la membrul masculin al dragonului. Acesta este numele liderului. Deci Pindar este în esență tipul numărul 1. Pe acest tip numărul 1 s-a întâmplat să fi trecut misterios dincolo pe 16 ianuarie la 57 de ani. Și iată, așa este. Baronul Benjamin de Rothschild, proprietarul grupului, moare la vârsta de 57 de ani. Deci este convingător, deoarece este o vârstă foarte fragedă și un moment suspect pentru a spune asta. Pentru a ajuta la înțelegerea rolului lui Pindar în legătură cu moștenitorii bărbați de familie Rothschild, merită să ne reamintim ce a avut de spus Dr. Bill Deagle, fost medic al forțelor aeriene ale Statelor Unite, despre o întâlnire misterioasă care a avut loc cu un membru de frunte al familiei Rothschild, baronul Guido Rothschild, în 1992. Într-un interviu al Project Camelot, Deagle a spus: m-am trezit în mijlocul nopții, m-am ridicat în poziție verticală și m-am așezat. Aveam toate luminile aprinse pentru că trebuia să mă duc periodic la toaletă. Și tipul ăsta stătea în fața mea cu ceea ce eu numesc un smoking de 5.000 de dolari, cu un păr cenușiu pe cap, la mijlocul anilor 50, subțire și îngrijit. Am spus: cum ai intrat aici? Și el spune: e minunat să te văd, fiul meu. Am spus: nu ești tatăl meu. Și m-am uitat la tipul acesta și el arăta ca nobilimea franceză și am spus: cine ești? El spune: eu sunt baronul Guido Rothschild, Pindar. Și am avut într-adevăr un fel de, ceea ce numesc un fel de crăpătură, fisură în spiritul meu. Și am știut imediat pentru că am acest dar. Fără să intru într-o discuție lungă, am știut imediat. Am spus: știu cine ești. Ești reprezentantul puterii luciferice care controlează pământul. El spune: da, eu sunt CEO-ul Earth Incorporated și sunt omul care stă în al 13-lea scaun al Consiliului Druidic. Vreau să fii studentul meu și atunci când transcend, vreau să-mi iei locul de muncă. Și am spus: nu, nu am de gând să fac asta. El a spus: vă cunoaștem descendența, vă cunoaștem genetica, știm totul despre tine și ești un înlocuitor perfect pentru mine. Și am spus: nu. Ceea ce este deosebit de interesant în acest schimb este afirmația lui Rothschild de a fi Pindar și CEO al Pământului Incorporated. Aceste afirmații sugerează că el pur și simplu conduce Pământul în numele altora, dar cine? Pentru un răspuns putem căuta informații despre Pindar furnizate de cercetătorul britanic David Icke. Icke a scris despre Pindar în Cel mai mare secret, după ce a intervievat o fostă participantă la ceremoniile oculte satanice, Rizona Wilder. Icke a scris: Pindar înseamnă penisul dragonului.
Wilder spune că Pindar, la fel ca toți reptilienii, atunci când își schimbă forma, are ochi hipnotici foarte puternici, ochiul rău legendar, iar sacrificiul cu care se confruntă victimele este îndreptat către Pindar în momentul morții, pentru ca el să fure sufletul sau energia persoanei prin acest proces magnetic ochi rău. Pindar participă la marile ceremonii satanice din Europa și apoi zboară în California pentru ritualurile de acolo. Referința lui Ike la extraterestrii reptilieni se conectează direct la membru de rang înalt al familiei Rothschild, care s-a ales în mod regulat pentru a fi CEO al Earth Incorporated, care la rândul său este controlat de un imperiu reptilian care se întinde pe nenumărate alte planete, potrivit mai multor persoane din interior. Baronul Guido Rothschild a murit în 2007 la vârsta de 98 de ani. Dacă lui Deagle i s-a spus adevărul în 1992 despre Rothschild, care intenționează să se retragă ca Pindar, înseamnă că oricând, între 1992 și 2007, un alt moștenitor masculin al familiei Rothschild îl înlocuise. Benjamin de Rothschild a devenit șeful companiei Edmond de Rothschild în 1997. În calitate de șef al uneia dintre principalele grupuri bancare și de investiții Rothschild, este foarte probabil ca Benjamin să-l fi succedat pe Guy ca Pindar, așa cum a susținut Wilcock. Aici o altă afirmație a lui Wilcock devine extrem de relevantă pentru evenimentele politice contemporane. El spune că a găsit o soluție la un mesaj codat de misteriosul grup de informații militare Q, care a fost supus unei campanii globale de cenzură fără precedent. Într-o postare datată 4 iunie 2020, Q a dezvăluit o secvență de 6 evenimente numerotate Red One până la Red Six, care se referă la evenimente asociate cu diferite etape ale unei operațiuni militare globale sub acoperire pentru a dobori statul profund. Primul eveniment Red One a avut loc pe 8 ianuarie cu suspendarea permanentă a contului Twitter al președintelui Trump. Wilcock a dat o explicație plauzibilă pentru succesiunea evenimentelor Red 2-5, care au avut loc cu suspendarea a mii de site-uri alternative de socializare, mișcarea personalului militar în Washington DC și în capitalele statelor, etc. În ceea ce privește evenimentul final din secvență Red 6, Wilcock a avut o soluție fascinantă. El a spus că a fost un mesaj codat de la secretarul Mike Pompeo printr-o fotografie cu 6 sticle de vin roșu pe care le-a afișat într-un tweet din 14 ianuarie. Dacă Wilcock are dreptate, atunci Twitter-ul lui Pompeo a fost o autorizație codificată Red 6 pentru a începe etapa finală a unei eliminări sub acoperire globală a Deep State. A doua zi, baronul Benjamin de Rothschild era mort. A fost aceasta doar o coincidență sau a fost el o victimă la nivel înalt a eliminării secrete globale a Deep State în curs de desfășurare suspectată de Wilcock? După cum afirma Ben Fulford, se pare că acest Benjamin de Rothschild și-a anunțat moartea, dar s-a retras undeva în Patagonia, de unde ar urma să fie anihilat de către forțele speciale. Vom vedea în viitorul apropiat, oricum, planeta, cum spuneam, se află în plin proces de eliberare de sub aceste forțe satanice, părându-se că toți jucătorii importanți, gen Clinton, Bush Jr., Soros, Biden, Obama, și așa mai departe, au fost deja executați și în locul lor sunt clone. Ne gândim și la lucrul ăsta, prieteni. Sunt Cristian Alexandrescu. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă spun pe curând.